Altă aplicație, problema numărul 4, spune că triunghiul ABC are o latură AB de 7 cm, AC de 24 și BC de 25 de cm. Determinați primul subpunct area triunghiului. Avem deci că AB este de 7 cm, ceea ce înseamnă că AB la a doua, dacă ar fi să calculăm pătratul lungimii acestei laturi, să vină 7 la a doua,